Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Zilele trecute, fiscul a publicat ghidul ANAF pentru profesorii care dau meditații, adică o explicație detaliată și, mă rog, destul de opacă pentru cei care nu se pricep, despre cum se declară și se impozitează veniturile suplimentare obținute din acordarea de meditații. Adică cei care nu se pricep, marea majoritate a cetățenilor din această țară, că pare foarte complicat întotdeauna. Multe reacții și una care este în evidență, fostul ministru al învățământului, Daniel Funeriu, scrie despre meditații și meditatori în publicația EduPedu și face un apel: ieșiți din ipocrizie, spune dânsul și continuă. Când vorbim despre meditații, suntem obligați să ieșim din ipocrizie, cu atât mai mult cu cât președintele României este și primul meditator al țării, spune domnul Funeriu. Fostul ministru reamintește că meditațiile există peste tot, în toate țările lumii, că nu e nimic rău să câștigi un ban transferând cunoaștere elevilor, dar că meditațiile în România se fac la negru, pe o piață estimată la 3 miliarde de lei anual, deci un potențial de 300 de milioane de lei de colectat din impozite. Domnul Funeriu spune însă că sistemul de plată a impozitelor e atât de complicat încât asta descurajează plata impozitelor. Domnul Funeriu este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum... Haideți să ieșim din ipocrizie și să spunem, domnule, toată lumea, toți profesorii care pot dau meditații, foarte mulți elevi iau meditații, nu doar în România. Peste tot am trăit în Franța, SUA, Japonia, Germania, Anglia, peste tot sunt industrii de meditații. Nu e nimic rău să transferi cunoaștere copiilor. Dimpotrivă, cu atât mai mult, cu cât au pierdut enorm în pandemie. Deci, principalul punct pe care aș vrea să-l ating astăzi este să recunoaștem că statul român are tot interesul ca profesorii să transfere cât mai multă cunoaștere copiilor, inclusiv prin meditații. Bun, meditațiile nu sunt nimic nou. Eu am făcut meditații la engleză, franceză, fizică, matematică, cu mai mult sau mai puțin succes. Pe vremea aceea, cred că era și ilegal să încasezi bani. Așa? Acum, mă rog, e... Eu am trăit din meditații, eram student în anii 80 în Franța. Da? Dar, domnule ministru, să fim de acord că în țara asta a plăti impozite pe meditațiile, pe bani încasați din meditații, reprezintă o excepție, cred că sunt foarte puțini. Și, în fond, vă întreb, adică nu credeți că e un pic cam facilă scuza asta cu plata complicată a impozitelor? Că, în fond, sute de mii de antreprenori își plătesc totuși taxele cu regulă. Chiar dacă nu se pricep la contabilitate, angajează contabil pentru asta. Eu cred așa. În primul și în primul rând, să nu ne luăm ochii de pe esențial. Esențialul este că statul trebuie să încurajeze prin toate mijloacele transferul de cunoaștere. Eu n-am fost ministru finanțelor, ca să spun ce și cum cu impozitele, am fost ministru educației și asta este interesul meu. Dar în această discuție despre impozite, eu vă spun următorul lucru, pragmatic. În primul rând, ca să poți plăti impozit pe activitatea de meditații, trebuie să-ți faci PFA. Du-te la vecin, cere autorizație, du-te la registrul comerțului. Este o întreagă procedură și cred, bun. Da, acum, și sigur, asta e, oamenii au SRL-uri, nu e chiar atât de complicat, să știți. Adică pare înspăimântător așa, la prima vedere, dar după aceea lucrurile funcționează, eliberezi factură, raportezi veniturile, plătești taxe. Pentru profesori există cu certitudine o barieră psihologică în a avea de face cu fiscul și mai departe. Dar eu vă mai spun de ce faceți lucru. Generalizarea asta? Că de ce să fie pentru... Adică nu e mai greu decât un extemporal la analiză matematică, vă garantez. Eu mă raportez la realitate. Având în vedere că puțini profesori plătesc, bănuiesc că inclusiv dificultatea administrativă în a-ți plăti impozitele este una mare pentru ei. Dar aș vrea să vă spun totuși un lucru care mi se pare esențial. Dacă statul ar încasa impozitele de pe meditații, fiecare ar putea să plătească în plus cu 1500 de lei pe an fiecare profesor. Eu cred că statul ar putea să facă mai multe lucruri. În primul rând, cred că ar putea să deducă din calculul impozitelor banii plătiți de părinți pentru meditații. Și atunci, pentru că dacă investești în educația copilului tău, eventual pentru a suplini faptul că școala nu-i oferă totul, cred că ar trebui ca acei bani să fie deductibili din impozit și asta ar încuraja părinții să ceară bon pentru acele meditații, deci inclusiv ar încuraja ieșirea din această impozit. Dar iertați-mă, la care deductibilitate vă referiți? Că nu avem impozitare progresivă în România.
Adică nu, cota nu, de impozit... Nu. Deci dacă eu ca părinte am un venit de 100.000 pe an și din ăștia 100.000, 10.000 îi pot dovedi că i-am cheltuit pentru, pentru plata meditațiilor copilului meu, atunci o să fie impozitat doar pe 90.000. Ok, bun. Nu sunt impozitat. Da. Deci asta da. eu cred că statul român trebuie să facă totul pentru ca tot cât mai mulți copii, mai ales cei săraci, să aibă parte de meditații după școală. Nu aș ezita să dau vouchere. Auziți, dăm vouchere pentru mașini de spălat, dăm vouchere pentru vacanță, doar pentru mintea copiilor ăstora în România nu dăm vouchere. Și cred că este o eroare. Au făcut proceduri simplificate de impozitare pentru bone, pentru femei sau bărbați care fac curat în casele oamenilor. E o lege care a trecut acum. Nu văd de ce ar fi atât de dificil să scazi impozitarea de la 10% la 5% sau poate chiar la 0% ca să recuperăm din ce a fost făcut în COVID, fără să ai obligația să-ți faci pe fea, să spui la sfârșit de an ai câștigat 10.000 de lei din meditații, ai plătit impozit 1.000 de lei, ora și la gară, la revedere, facil. Deci cred că simplificarea procedurii este importantă și cred că ar fi foarte bine ca statul să dea vouchere pentru educație. Puteți să detaliați, că asta e o idee interesantă. Cum ar funcționa? Ce ar însemna voucherele pentru meditații? Foarte simplu. Copiilor care provin din familii care nu au resurse să primească vouchere care să poată să fie folosite doar pentru meditații offline sau online, da? Iar profesorii care pot să dea aceste meditații, să existe un registru național al profesorilor, pentru că nu vrei să încaseze pe meditații profesorii care nu sunt bine pregătiți. Deci cei mai buni profesori pregătiți să poată să încaseze aceste vouchere de pe meditații, eventual să fie o evaluare a copiilor care intră în acest proces și o evaluare în ieșire, astfel încât să știm ce au produs acei bani dați pe vouchere, cu cât au reușit să crească nivelul copiilor care au profitat de acele vouchere. Repet, pierderile în pandemie au fost... Statul ar putea spune, păi plătim deja profesorii aceștia să predea la școală. Înseamnă să mai plătim și acasă pentru același lucru? N-ar putea spune asta? Auziți, eu mă raportez la o realitate. Cum spuneam, realitatea este că peste tot în această lume, peste tot, se dau meditații. Deci există o nevoie. Că această nevoie izvorăște din faptul că a fost absent copilul la clasă, din faptul că poate nu s-a predat la nivel. Știm foarte bine că nu toți profesorii sunt de un foarte bun nivel. Avem profesori foarte buni, avem alții mai puțin buni, iar copiii care poate sunt, de exemplu, uite, la țară, în multe locuri nu există profesori foarte buni, în altele există profesori foarte buni. Deci, să facem un registru al profesorilor care sunt abilitați să încaseze bani din aceste vouchere, statul sau autoritățile locale să dea vouchere pentru copiii care nu au aceste resurse, le dăm rechizite, sunt anual în România, sunt vreo 20 de milioane de lei care se dau pentru rechizitele copiilor mai săraci, să investim în creierul copiilor din țara asta. Bun. Mulțumesc foarte mult, foarte interesantă opinie. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, în direct în Deșteptarea. Mulțumim pentru prezența și explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.